S-a introdus o prevedere specifică pentru aceste familii, deci plafonul este majorat pentru familiile care se încălzesc doar pe energie electrică, care nu au alternative, cu alte cuvinte. Deci familiile care au consumat cel puțin 250 de kWh pe lună pe parcursul perioadei reci precedente și care nu sunt conectate la energia termică centralizată sau au consumat foarte puțin, de exemplu sub 0,3 gigacalorii pe lună și care au consumat puține gaze naturale, deci un indicator că nu se încălzesc cu cazan pe gaze naturale, deci mai puțin de 80 de metri cub de gaze naturale pe lună, aceste familii vor primi compensații majorate pentru energia electrică.